Charlie Hebdo, ani de râdere tragedia din Turcia și Siria, revista satirică franceză a postat pe Twitter o caricatură cu un mesaj jignitor. Aceasta arată o clădire avariată, o mașină răsturnată și o grămadă de moloz cu mesajul Nu este nevoie să trimitem tancuri. Utilizatorii rețelelor de socializare au criticat dur revista pentru că a ironizat dezastrul care a făcut mii de victime. Ei au catalogat ilustrația drept insensibilă și de prost gust.